Alertă meteo! Cod galben de caniculă. Serviciul meteorologic de stat a emis codul galben de caniculă în toată țara. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă pentru ziua de azi, 19 august. Astfel, după orele amezii pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33 grade Celsius. Riscuri. Risc de afectare a stării de sănătate a populației, leșinuri, crize de hipertensiune, insolații, arsuri, deshidratări, îndeosebe celor din grupe de risc major, copiii, vârstnicii, bolnavi cu afecțiuni cronice, în special cardiace și respiratorii. Afectarea capacității de muncă, veștejirea, uscarea, îngălbenirea frunzelor, fructelor coapte și necoapte, întreruperea creșterii culturilor agricole. Se recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, purtarea pălărilor de soare, hainelor lejere de culori deschise, confecționate din țesături naturale, consumul zilnic a circa 1,5-2 litri de lichide, evitarea excesului de cafea și a consumului de băuturi alcoolice, reducerea intensității și ritmului activităților fizice. Totodată, amintim că în țară a fost prelungit până pe 21 august și codul galben de incendii. La fel, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu de secetă în Republica Moldova.